Asta e. A venit Bănățeanu de Grindeanu să facă autostradă în Moldova. Buzău nu e Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți. Da, Rușine, ciolacule! Rușine! Ești rușinea României! Ești un reprezentant de cea mai joasă speță al grobienilor români! Te-a jigni, mă! Că te-a ridicat la rangul de moldovean? Moldova, care e partea cea mai patriotă a României? Moldova, care e plină numai de urmele lui Ștefan cel Mare? Moldova, care e cea mai credincioasă? Moldova, care are pe Sfânta Cuvioasă Parascheva? E o onoare, băi, nemernicule ce ești! Tu ăla care ți-ai lăsat nevasta pentru o amantă pe care i-ai luat-o altuia și ai divorțat, l-ai divorțat și pe ăla. Nu ți-e rușine, mă? Ai călcat linia roșie, calc și-o toate liniile roșii. Este inacceptabil astăzi ce s-a întâmplat cu mizeria de Ciolacu, un prim-ministru al României care ne face de râs. Cum să spui tu, mă, că te-a jignit cineva că te-a făcut moldovean? E o onoare să fii cetățean român din orice regiune a țării. Dar să spui că a fi moldovean e o rușine și că ai fost jignit pentru faptul că ți-au băgat Buzău Moldova. Dar unde e, mă, Moldova? N-o fi în multă Buzău, în Muntenia? Unde o fi? Pe bune? Dar ce atât de rușinos să fii moldovean, că nu înțeleg? Care e rușinea de a fi moldovean? Poate mi-a explicat și mie. Unde este rușinea de a fi moldovean? Când este o onoare, aici lumea încă mai trăiește după tradiții, după istorie, își respectă istoria. Aici oamenii, da? Ce are, mă, ăsta de nu mai merge? Aici oamenii se respectă. În Moldova totul e istorie, totul înseamnă cultură, tot ceea ce înseamnă Moldova, da, ați sărăcit-o, i-ați alungat oamenii din țară, da, v-ați bătut joc de tot ceea ce înseamnă, de tot ceea ce înseamnă Moldova. Ați sărăcit-o, ați ținut-o în mizerie, ați ținut-o fără autostrăzi, ați ținut-o, i-ați anulat orice antreprenoriat care nu voia să se înțeleagă cu PSD-ul și cu PNL-ul, ați umilit-o. Iar acum prim-ministrul României umilește Moldova, mea, mă? Ba, pentru mine, bucureșteancă, este o onoare când sunt făcută moldoveancă. Când nenumărați oameni vin la mine și îmi spun: doamna Diana, sunt moldoveancă de-a dumneavoastră, și eu îi spun: mulțumesc că mă considerați moldoveancă. Peste tot pe unde mă duc și oamenii mă asimilează oricărei regiuni, este o onoare. Pentru că toate regiunile la un loc fac toată România. Toate regiunile astea sunt România toată. Nu există rușine să fii dintr-o anumită regiune. Rușine este să fii prim-ministru și să spui că ți-e rușine să fii moldovean și că te simți jignit că ești făcut moldovean. Nu ți-e rușine, mă, baragladină ce ești în vârful guvernului României. Un cioflingar care n-a făcut nimic decât a distrus România. Unul care a promis că își dă demisia dacă nu se adoptă legea pentru anularea pensiilor speciale. N-ai anulat nicio pensie specială și ai avut mojicia să mă faci pe mine mincinoasă ordinară? De ce, mă? Că ți-am spus că mințiți în legea aia și că niciodată, ci prin legi, printr-o lege ca aia, nu veți putea anula pensiile speciale. Ți-am dat proiect de ordonanță de urgență și ți-am spus: adoptă ordonanța asta și vei anula pensiile speciale. Și n-ai vrut, pentru că și tu ai pensie specială, pentru că toți din PSD aveți pensie specială, pentru că toți din PNL aveți pensie specială. Apoi ai venit și ai spus că îți vei da demisia dacă se vor mări prețurile și dacă se vor mări taxele și impozitele. Și că nu se vor mări anul ăsta. Și nu ți-ai dat demisia, deși impozitele și taxele au crescut cu 300%. La anul vor crește cu 500%.
Dar deja e tardiv, pentru că oricum prim-ministru nu o să mai fi. Sper să nu intrăm în război ca să ne pricopsim și cu tine și cu mamelucul ăla de la Cotroceni, căruia îi cântă bufnița non-stop în ureche, în ureche, ca și lui Iliescu, da? Să ne pricopsim cu voi, nu știu câți ani va dura războiul. Că vă dăm jos, că știți, în timp de război mai avem și noi dreptul la arme. Puii mei, ne apărăm și noi țara în fața dușmanilor. Cum să spui, mă? Cum să spui, băi, politician de cea mai joasă speță, covrigarule și cioflingarule, că de fapt dacă te fac covrigar, jignesc toți oamenii de bine și de bun simț care efectiv lucrează de dimineața de la 3 să facă covrigi, că e singurul lucru pe care și-l mai permite cineva în țara asta să mănânce. Un covrig de un leu, unde mai găsești cu un leu, că în rest un leu 50, 2 lei, 3 lei, 5 lei, în funcție de semințele și de umplutura din ei. Cum e posibil, mă, tu prim-ministru care trebuie să-ți iubești țara asta mai mult decât îți iubești familia? Tu prim-ministru care ai obligația să ai grijă de toate zonele și de regiunile României, tu să ai tupeul să spui Buzău nu e Moldova și vă rog să nu mă jigniți. Cu ce te-au jignit, mă? Că ți-au făcut onoarea de a te face moldovean? Adică român, patriot care luptă pentru țara lui? Nu ți-e rușine, mă, cioflingarule? Cum e posibil ca lumea să tacă și să accepte un astfel de comportament abject? Cum e posibil așa ceva? Băi, deci în momentul în care am văzut, când am văzut mizeria asta, am spus live direct, n-am mai stat pentru nimic în lume. Cum e, măi? Ia gândiți-vă, dragi olteni, să vi se fi spus vouă că e o jignire să fiți olteni. Ia vedeți, dragi munteni, să vi se fi spus că e o jignire să fie muntean. Ia gândiți-vă că ar fi spus că e o jignire să fie bănățean. Ia gândiți-vă să vă fi spus că e o jignire să fii bucovinean. Ia gândiți-vă că v-ar fi spus că e o jignire să-l faceți ardelean. Cum să permiți așa ceva? Azi vorbești despre Moldova, mâine vei vorbi despre oricare regiune. Pentru că pentru voi, leprelor care ați omorât România de 34 de ani, pentru voi nu contează România și românii. Pentru voi nu contează regiunile României. Pentru voi contează doar banii. Pentru voi contează doar funcțiile. Pentru voi contează doar infracțiunile și grupul infracțional organizat din care faceți parte. Ce-ai făcut tu, Ciolacule, pentru România în toți anii ăștia de când activezi în politică? Ce-ai făcut? Apropo, ți-ai terminat liceul? Că facultatea, vă că ți-ai terminat-o, dar n-ai reținut nimic din ea. Probabil că și pe aia ai făcut-o 4 într-unul, nu? Cum e posibil să vii să jignești Moldova, țara lui Ștefan? Cum e posibil să jignești moldovenii? La fel reacționam pentru orice regiune a țării. Nu mai permiteți să fiți jigniți, nu mai permiteți să aveți astfel de grobieni și de mizerii la conducerea României. Astăzi jignește Moldova, mâine va jigni Muntenia, poi mâine va jigni Ardealul. Oricum au jignit pe toată lumea cu furturile pe care le-au făcut și cu mizeria politică din care fac parte, această hazna în care s-a ajuns în politica românească. Inacceptabil așa ceva. Rușine, Ciolacule, îngroapă-te politic, ia-ți Samantha cu care faci afaceri împotriva avutului statului și plecați din România. Pentru că aici toți suntem moldoveni, olteni, munteni, bănățeni, bucovineni, ardeleni, dobrogeni. Aici toți suntem români și România și pentru noi este o onoare să fim oricare din aceste regiuni care au făcut patria mamă. Români, nu vă mai lăsați călcați în picioare. Nu mai permiteți să fie jigniți frații voștri. Azi au jignit pe moldoveni, mâine vă vor jigni pe voi. Oricum vă jignesc de 34 de ani și suportați. S-a terminat! Ridică-te!
Gheorghe, ridică-te, Ioane! Ridicați-vă odată și luați-vă țara înapoi de la aceste mizerii politice cărora le e rușine cu statutul de român. Trezește-te, România!